Ce ați cumpărat aici? Am cumpărat miere de salcâm, de rapiță, mană, atât, trei. Trei produse și sper că le-am luat cu toată încredere. Am rugat-o pe doamna, am văzut-o, doamna zice. Da, pentru, mai mult pentru nepoței, pentru mine. Sunt bune pentru sănătate? Din ce am citit eu, nu folosesc zahăr și la cafea și pentru copii, dau. O consider mierea că nu e atât de periculoasă, adică și vreau să cred că e naturală, nu e ca zahărul. De aceea am și cumpărat-o. Toată este naturală, cimbrișor de munte, coriandru, miere de mentă, de albăstrele, siropuri naturale făcute din fructe și din miere de albine, la rece. Sunt foarte bune pentru copii, pentru toate persoanele, de fapt. În general, persoanele în vârstă ne caută mai mult și copii și tinerii. Chiar în mod surprinzător am văzut și foarte mulți tineri care au venit să cumpere produse naturale din miere. Ce afecțiuni? Deci pentru stomac, pentru ficat. Avem niște preparate foarte bune, Monica Datoiu, o combinație de produse. Deja a fost mediatizată această rețetă, conține miere de salcâm, polen, propolis, lăptișor de matcă. Se consumă dimineața, o linguriță, înainte de masă. Este foarte benefică pentru organism. Este rețeta Monica Datoiu. Exact, exact, rețeta Monica Datoiu și avem foarte multe comenzi și la telefon și pe internet. Deci sunt produse naturale, produse de noi. De unde sunteți? Din Râmnicu Vâlcea. Din Băbeni, mai exact. Toate datele sunt trecute pe etichetă, astfel încât clienții ne pot căuta, pot comanda pe internet, pot comanda telefonic. Deja mergem în toată țara, la târguri în București, Craiova, Târgu Jiu, în toată țara. Cu asta ne ocupăm și ne face plăcere. La bun. Nu, da. Vicemtea, înseamnă, da? Da. Se nu mai puțează.